Bună ziua, dragi telespectatori, și bine ați revenit la Noi să fim sănătoși. Am astăzi plăcerea să am ca invitat, după cum v-am anunțat și pe pagina noastră de Facebook, pe doamna profesor dr. Luiza Spiru, geriatru, psihogeriatru, șefa Catedrei de Geriatrie din cadrul Universității de Medicină din București, președinta Fundației Ana Aslan Internațional, un om cu multe titluri, dar care nu este caracterizat de titlurile respective. Am avut plăcerea să o cunosc pe Luiza în urmă cu 3 ani, 4 ani, și am fost impresionat să găsesc în Luiza un profesor care știe întotdeauna să învețe de la subalternii, de la ucenicii săi, și un medic care știe să tămăduiască nu doar cu pastilele, ci cu vorba bună, cu sufletul. Luiza, bine ai venit la noi în emisiune. Bine te-am găsit, Răzvan, și mulțumesc foarte mult pentru invitație și în același timp te felicit pe această cale pentru că meriți aceste cuvinte. Cred că este probabil unica emisiune din media românească medicală făcută și organizată de un profesionist. Ori lucrul ăsta nu face decât să mă onoreze, pentru că o discuție între doi prieteni și colegi este o discuție care face bine oricui, și nouă și celor care se uită la noi. Și probabil că ne ascultă cu atenție dacă au ce învăța sau cu ce rămâne din întâlnirea noastră de astăzi. Încă o dată, Luiza, mulțumesc. Voiam să vorbim astăzi despre cum facem ca să îmbătrânim frumos. Și pe pagina noastră de Facebook începusem cu o spusă a lui Cato cel Bătrân, și anume, ca să ai o bătrânețe lungă, trebuie să începi să fii bătrân foarte devreme. Hai să începem discuția prin a te întreba câți ani ai. O întrebare aparent simplă. O întrebare aparent simplă, nu foarte comodă pentru atunci când vine din partea unui bărbat și adresată unei femei. De obicei, femeile se feresc să spună că au o anume vârstă. Eu sunt foarte mândră de cei 51 de ani pe care i-am. Mulțumesc foarte mult asemeni. Dar aș vrea, pentru că tot ne întâlnim într-o discuție care are legătură cu vârsta reală. Cred că telespectatorii tăi și cei care ne privesc acum trebuie să înțeleagă că chiar dacă avem înscris o vârstă în buletin, nu înseamnă că avem aceeași vârstă, de fapt. Și atunci, practic, câte vârste avem? Practic, avem vârsta în care toate evenimentele pe care le-am trăit de dinainte de a ne naște, chiar din viața intrauterină, până în momentul în care ne interesează să știm cine suntem cu adevărat, fiecare detaliu care ține de determinarea genetică, de factorii de mediu, de interacția dintre ceea ce înseamnă primii ani de viață cu mediul familial, strict familial, cu părinții, cu afectul celor care ne sunt foarte aproape, cu problemele mici sau mari cu care ne confruntăm de când ne naștem până în ziua în care ne interesează să știm cine suntem, de fapt aceea este vârsta reală. Și trebuie să-ți mai spun că fiecare dintre noi are o vârstă distinctă comparativ cu cea înscrisă în actele oficiale și de obicei această vârstă distinctă este tot ceea ce cortexul și creierul nostru magazinează prin emoțiile pe care încearcă să le gereze în viața noastră și modalitatea în care reușește să găsească soluții, aceea de fapt este vârsta pe care o avem cu toții. Dar pentru asta pare SF, știi, dacă stai să te gândești la lucrul pare acesta. Pare chiar ușor ezoteric să vorbești de mai multe de fapt vârste. De fapt este o realitate pentru că îmbătrânim după cum trăim. Și fiecare dintre noi are o istorie naturală de viață care este proprie, personală, este individuală, este netransmisibilă, nu e de copiat, este a fiecăruia dintre noi și această istorie naturală de viață, de fapt, este într-un fel interpretată în mâna unor experți și în mintea educată și formată a unor experți ca și una dintre cele mai importante piese în aprecierea corectă a diagnosticului de vârstă. Acest lucru înseamnă multă știință, înseamnă să știi tot ce se întâmplă în dinamica medicală și în dinamica cercetării medicale, înseamnă tehnici, înseamnă informație, înseamnă utilizarea de principii inovative, înseamnă concept integrat medical, înseamnă abordare a fenomenului de îmbătrânire prin prisma integralității lui și a individualității acestui fenomen. Pentru că fiecare trăiește distinct, îmbătrânește în mod distinct. Și iată cum avem o explicație pentru o grămadă de vorbe înțelepte din popor. Sunt cele două extreme. Când vorbim despre bătrâni că au dat în mintea copiilor și când vorbim despre un copil că uite ce față sau uite ce privire de om bătrân are.
Adevărul este, cum știi și tu foarte bine, că noi îmbătrânim de a doua zi sau din prima zi de când ne naștem, da? Deci în momentul în care devenim o ființă vie, înseamnă că suntem supuși invariabil fenomenului fiziologic de îmbătrânire la toate nivelurile. Acest lucru însă nu trebuie să ne facă să devenim depresivi sau să credem că, vai de mine, ne-am născut și avem toate șansele să îmbătrânim mai repede, mai puțin repede, dar oricum îmbătrânim și atunci faptul că avem o perspectivă sumbră în viața noastră înseamnă să ne bucurăm de fiecare vârstă și de frumusețe. Nu, e greșit, pentru că știi și tu la fel de bine ca și mine, iar eu știu poate mai bine decât mulți confrați de-ai mei, lucrând cu segmentul acesta de la vârste fragede din punctul lor de vedere, adică de după vârsta de 30 de ani, știm foarte bine că singurul secret în a îmbătrâni frumos și activ, pentru că toți ne dorim să fim independenți, este să faci lucrurile, să previi, să nu ajungi la diagnosticul de boală sau de boli și să faci tot ceea ce trebuie să faci potrivit nevoilor tale, a factorilor tăi de risc individuali. Da? Ai vorbit mai devreme despre acțiuni pe care le putem lua, despre lucruri pe care le putem face ca să îmbătrânim frumos sau ca să întârziem, să zicem, uzura aia de care ne temem toți când vorbim de bătrânețe. Și ai vehiculat o vârstă, vârsta de 30 de ani. Doar la 30 de ani începem să îmbătrânim frumos? Nu. Îmbătrânim mai repede sau mai lent în funcție de cum știm să manageriem stresorii din viața noastră. Nu există persoană, nu există ființă vie care să nu fie stresată. Cu atât mai mult o ființă inteligentă, cum este omul, și o ființă spiritualizată, cum este ființa umană. Însă nu toată lumea știe să își managerieze propria viață și proprii stresori. Și în funcție de modul în care reușim să facem acest lucru, în funcție de faptul că ne cunoaștem sau nu, știm cine suntem sau nu, și aici o să mă întorc puțin la educația primară, nu la cei 7 ani de acasă, nu doar la ei, ci la ceea ce înseamnă iubirea în perioada copilăriei, siguranța în care un copil crește față de altul care nu crește într-un mediu sigur emoțional, afectiv, la ceea ce ne face puțin inegali în prima parte a vieții, adică în copilărie, iubirea este primul criteriu și cel de-al doilea este transferul de informație, de educație, dacă vrei, de valoare din partea celor care ne iubesc în perioada în care suntem atât de fragili cu toții, că suntem niște ființe care depind de mamă, de tată, de familie, de siguranță. Tot ceea ce se întâmplă în acești primi ani de viață este esențial în dezvoltarea noastră ulterioară. Și tot ceea ce ne afectează... Nu este neapărat vorba de volumul de informație, cât de modul în care se transmite această informație. Răzvan, trăim, o să spun asta și știu că dacă întâmplarea face că din nou copiii se uită la ceea ce spun, ori să spună, mami, iar ai început să spui despre ceea ce te supără pe tine. Și eu aș vrea să le atrag atenția celor mai tineri care se uită la emisiunea ta. Suntem martori sau suntem contemporani cu generația care se bucură de comunicarea virtuală, se bucură în ghilimele, pentru că nu este nicio bucurie, este un dezastru pentru dezvoltarea emoțională și pentru dezvoltarea armonioasă corticală. Pentru că această dependență de comunicarea de tip virtual îi transformă de foarte multe ori pe acești tineri care sunt excepționali și se nasc cu calități excepționale. Din păcate, aceste calități se pierd sau se diluează datorită faptului că comunicarea de calitate începe să dispară din mediul preșcolar, apoi școlar, ca să nu mai vorbesc mai departe la vârsta studenției și apoi îi prinde acest prost obicei sau acest deja, hai să-i spunem, această dependență virtuală îi prinde deja adulți care trebuie să înțeleagă că datorită acestui exercițiu care devine rutinier de a fi dependenți de gadgeturi, de jocuri, în prima parte a copilăriei și ulterior, produc leziuni, aceste lucruri produc leziuni câteodată irreversibile în planul cortical care e responsabil de emoție, de atenție, de concentrare, de voință, pentru gândirea abstractă, pentru decizie și ne trezim cu niște tineri care ar fi putut să fie excepționali, ar fi putut să fie entități cu mare personalitate,
dar care pot fi foarte ușor controlate și manipulate. Și pentru care îți vine să plângi gândindu-te la potențialul lor. Vorbești cumva aici despre grupurile acelea de tineri pe care le vezi în parc sau la o terasă, la o cafenea și care stau fiecare cu căștile în urechi, cu telefonul în mână și care nu schimbă o vorbă unul cu celălalt. Da, și care nu văd că a venit primăvara afară, cât este de frumos că au înflorit magnoliile, că este absolut superb, că sunt fete frumoase pe stradă sau tineri care explodează de sănătate sau că sunt bătrâni frumoși, că există și fenomenul, bătrânețea poate fi și foarte frumoasă, că despre asta vrem să vorbim, și care nu văd nimic în jur decât nevoia de comunicare urgentă, urgentă, virtuală și care transformă în niște, iertată fie expresia, niște persoane autiste în momentul acela, care sunt niște în lumea lor... Niște sclave ai tehnologiei. Da, niște sclave ai tehnologiei. Și din păcate tehnologia nu reușește niciodată să ne transmită cât de frumos miroase un trandafir, e adevărat, de exemplu. Și cum simți o pagină de carte foșnind în mâna ta în timb ce citești, sau o atingere prietenească, o strângere exact, de mână. Exact, sau o îmbrățișare caldă și lucruri care contează atât de mult și de care cortexul nostru, creierul nostru se bucură atât de mult și pe care îl procesează, când îl procesează, nu face altceva decât să crească nivelul unor mici molecule care sunt responsabile de starea noastră de fericire, uităm niște lucruri atât de importante. În primul rând, uităm să iubim. Și uităm să comunicăm, uităm să iubim. Și din păcate, aceste lucruri se regăsesc în mecanismele, să zicem, să le spunem moleculare intime, pe înțelesul tuturor, în ceea ce privește îmbătrânirea precoce a cortexului nostru. De aceea suntem în era în care tinerii îmbătrânesc cerebral mult mai repede și mai devreme decât generații anterioare nouă. Deci ca să facem o clarificare, vorbim despre o îmbătrânire organică, exact. Nu doar despre uzură, vorbim despre modificări organice, modificări de formă, exact. Nu doar de funcție în cazul acesta. Și de fond, și care din păcate de cele mai multe ori sunt irreversibile. Vorbeai mai devreme de mecanismele prin care stresul poate să influențeze și reacția la stres influențează felul în care îmbătrânim frumos sau îmbătrânim urât. Ai văzut desigur discuțiile noastre de săptămâna trecută cu Ligia Moise despre stres. Uh-huh. Și ți-aduce aminte sfatul ei, să ne trezim dimineața zâmbind și să râdem toată ziua. Spune-mi, te rog, este ăsta unul dintre secretele, hai să nu zicem tinereții fără bătrânețe, dar ale unei tinereți cât mai îndelungate, ale unei bătrâneți cât mai ușoare. Mie mi s-a pus de multe ori întrebarea aceasta, de ce eu sunt optimistă, incurabil, și pentru că pentru mine viața însă și este o bucurie și asta le spun și celor din jurul meu și copiilor mei. Noi râdem foarte mult dimineața. De fapt, râdem cel mai mult dimineața. Atunci când ne vedem cu toții la cafea, la masă, suntem foarte fericiți pentru că ne gândim ce am putea să facem, pentru că o nouă zi, simplul fapt că vezi lumina soarelui, că poți să te bucuri de ceva, că te trezești sănătos, că ai o zi în față în care nu faci nimic cu stres sau câteodată ești obligat să fii stresat, dar simplul fapt că te-ai trezit, că poți să te întâlnești cu oameni dragi. Deci bucuria de a savura lucrurile mărunte. Până la urmă, cafeaua este un motiv. Cafeaua sau micul dejun este o motivație pentru bucuria de a fi și pentru faptul că ai în față o zi în care, nu știi, viața este o poveste. O poveste scurtă, din păcate. Noi nu ne dăm seama cât e de scurtă. De aceea uităm să ne bucurăm. Dacă ne-am dat seama că povestea vieții noastre, a fiecăruia dintre noi, este o poveste pe care o scriem în fiecare zi, cu certitudine, cred că mulți dintre noi ne-am gândit că asta ar trebui să facem dimineața. Să ne gândim că avem o pagină albă în față și că trebuie să scriem ceva frumos pe ea. Și de noi depinde, în fond, și numai de noi depinde, când ajungem la o anumită vârstă, exact, ce vom citi din urmă. Câte pagini are viața noastră? Cum a fost scrisă? Mi-ai adus aminte de proverbul american care spune că viața este ceea ce ți se întâmplă în timp ce tu ești ocupat să faci planuri. Așa este. Practic. Așa este. Vorbeam mai devreme despre stres. Este stresul singurul factor de risc implicat în îmbătrânire? Din păcate este cel mai mare factor de risc, pentru că stresul însuși înseamnă agresiune. Înseamnă agresiune. Bineînțeles că există și stresorii pozitivi, care stresori pozitivi ne aduc într-o stare de alertă temporară,
care este extrem de creativă pentru noi. De exemplu, avem un examen sau, eu știu, avem ceva de pregătit, un deadline de parcurs și de predat la... Stresul ăsta pozitiv este, da, practic febra stresul aia pregătirilor. Este febra pregătirilor, în orice. Și câteodată chiar și când e vorba de febra cumpărăturilor, dacă ea nu devine un stresor cronic. Dar există stresorii negativi care, din păcate, ei reprezintă reala problemă în viața fiecăruia dintre noi. Și acest stresor sunt cei care acționează în mod cronic asupra noastră, cei care încep să determine semne la distanță, semne, simptome care să ne deranjeze și pe care să nu știm să le asociem unor modificări care se pot transforma în boli, adevărate boli, dacă acești stresori nu încetează sau nu sunt menegeriați cum se cuvine. Sau nu este prioritizată atitudinea noastră corectă vis-a-vis de stresori. Iar când stresorii sunt și sociali, și profesionali, și personali, atunci lucrurile sunt foarte complicate. Ce e nevoie să faci în momentul acela și de ce stresul cronic duce la îmbătrânirea precoce a creierului nostru? Este foarte simplu. Pentru că primul organ țintă care încearcă să controleze răspunsul nostru la stres este sistemul nervos central. Și din păcate, spuneam la început că începem să îmbătrânim și să murim din momentul în care ne naștem, trebuie să le spunem telespectatorilor că practic celulele nervoase sunt între puținele celule din organismul uman care nu se schimbă, nu întineresc. Așa ne este. Naștem cu un număr de celule și pe măsură ce se uzează, pe măsură ce îmbătrânim, mai și dispar. Așa este. Însă ceea ce, vestea bună, asta este vestea proastă, însă vestea bună este că avem un cortex și asta e valabil pentru toți, pentru absolut toate ființele umane. Cortexul nostru are o calitate unică, plasticitatea. În cazul în care suportă leziuni, în cazul în care se pierd celule nervoase, cum bine ai spus, atunci acest fenomen permite dezvoltarea unor noi conexiuni între neuroni aflați la mică și la mai mare distanță și prin exercițiu, prin conștientizarea acestui lucru, se pot construi noi arii asociative. Acest lucru este propriu ființei umane și cortexului nostru. Iar plasticitatea, dacă noi o înțelegem, este un mare atu. Practic, dacă ar fi să o simplificăm, neuronii vecini cu exact, cel care s-a dau propădit, mâinile, își dau mâinile între și, ei și, și formează core întregi fac... de comunicare. Și practic se pot crea sau se pot redezvolta zone care aparent, în lipsa unui exercițiu și a conștientizării acestui lucru, pot să moară definitiv, da? Sau pot să nu fie să nu fie accesate de vasele de sânge, deci de nutrienți, de hrană, și zonele respective, ca și semne clinice sau ca și sănătate perceptibilă din punctul nostru de vedere, pot să însemne stare proastă, stare de rău, incapabilitate sau incapacitate motorie, dependență într-un cuvânt. Ori acesta este exact contrariul la ceea ce înseamnă în zilele noastre fenomenul de longevitate sau cum să construiești longevitatea în ceea ce te privește, înțelegând ceea ce ți se poate întâmpla dacă nu ești atent cu ce înseamnă factor de risc sau stresori în viața ta și să nu iei măsurile corecte la timpul potrivit. Deci, Luiza, practic plasticitatea asta înseamnă că creierul nostru, cortexul nostru, este ca un fel de mușchi. Cu cât mergem mai des la sală, cu atât crește mai mare și mai frumos. Cu cât îl antrenăm mai mult, dar nu antrenându-l doar virtual. Deci nu doar virtual. Deci nu neapărat prin dependența de gadget. Există bineînțeles sisteme de brain fitness care înseamnă exerciții care sunt dedicate tuturor funcțiilor cognitive ale creierului nostru și care ne antrenează. Deci ele sunt dedicate antrenamentului cortical. În niciun caz dependența de jocuri și de alte lucruri care înseamnă de foarte multe ori agresivitate sau imagine. Pentru că ai vorbit de brain fitness, hai să dăm niște exemple foarte clare. Profesorii aia pisăloși din școala generală care ne puneau să învățăm pe de rost citate ale diverșilor autori, strofe, poezii, fabule, practic
Educația înseamnă stereotipie verbală. Dacă nu repeți un lucru, niciodată cineva nu o să-l fixeze. Da? Deci a educa, a forma ceva și în sensul bun și în sensul rău, da? Înseamnă să repeți același lucru de foarte multe ori până când cortexul preia această informație, o setează, ea va exista în segmentul subcortical, ori de câte ori va fi nevoie, ea va apărea ca prin minune, ea este acolo, ea va fi accesată în momentele cheie în care avem nevoie de acea informație. Și exemplul cel mai clar este vorba aia că nu se uită, e ca mersul pe bicicletă. Nimic, nu se uită. Tot ce ai învățat odată și a devenit la un moment dat un reflex, nu se uită niciodată. E foarte interesant că oameni în vârstă, sau poate nu chiar atât de în vârstă, care sunt poligloți, vorbesc multe limbi străine, în momentul în care au leziuni corticale, deci pierd masă neuronală, pierd multe celule nervoase și suferă acest fenomen de neurodegenerare, cum îl numim noi, și îi se mai spune și demență sau boală de memorie, nu uită niciuna dintre limbile străine pe care le-au învățat în prima parte a copilăriei sau în primii 20 de ani de viață. Și îți pot susține conversații în aceste limbi de foarte multe ori chiar în detrimentul limbii materne, sau pot mixa cuvinte dintr-o limbă cu cealaltă. Este fantastic, pentru că tot ceea ce a fost câștigat, dobândit cu temeinicie, atunci când cortexul nostru este deschis fenomenului de achiziție de informații, atunci când celulele nervoase extrem de active în asociere, atunci când muzica ar trebui să facă parte din viața noastră, când frumosul ar trebui încurajat în familia maternă, în familia, în prima familie. Și iată, de asta erau utile cercurile alea de cântat, atunci când de dansat, se vorbește, când se povestește, când poți să capeți abilități în a scrie, în a-ți exprima gândurile în scris, atunci când nu degeaba aveam jurnale, nu degeaba jurnalul este un exercițiu pe care eu îl recomand inclusiv copiilor, atunci când nu pot să se exprime sau le este teamă să spună anumite lucruri, sau adolescenților, mai bine încredințează aceste gânduri liber hârtiei. Dar ce înseamnă încredințarea gândurilor hârtiei? Sunt multiple exerciții polivalente mentale, atât raționale cât și emoționale pentru creierul nostru. Dezvoltăm expresia sentimentelor, este un exercițiu extraordinar de dezvoltare a arilor asociative. Pentru că suntem liberi, încredințăm gândul nostru sau poate compunem, scriem muzică. Avem nevoie să manifestăm sau să exprimăm talentul nostru în ceea ce credem noi că ni se potrivește mai bine. Dar pentru asta părinții trebuie în general să încurajeze copiii. De foarte multe ori copiii au multe talente. Toți copiii sunt talentați. Rolul nostru este să descoperim care este talentul cel mai expresiv pentru cineva. Și să încurajăm copilul să-și exploreze acea latură. Din păcate, Răzvan, și trebuie să spun asta cu foarte mare seriozitate, nici școala nu mai are timp sau pretinde că nu este timp pentru dezvoltarea individuală a copilului. Crezi că în momentul de față școala se axează mai degrabă pe calitate sau pe cantitatea de informație pe cantitate. Și din păcate o educație bazată pe cantitate fără dezvoltarea personală a copiilor, care devin foarte repede adolescenți, nu înseamnă o educație de calitate. Ba mai mult decât atât, aici asta se întâmplă la școală, dar ce te faci când copilul merge acasă și părinții sunt atât de ocupați, încât este mai simplu să încredințezi o tabletă fără limită de acces la informație? Și sau să-i pornești televizorul sau să-l lași copilul să-l lase în fața televizorului sau să-i dea acces nelimitat la internet, mintea unui copil nu este pregătită să filtreze informațiile în fața căruia se găsește. El nu poate, nu are înțelepciunea, nu are experiența să facă acest lucru. Există imagini care îl pot șoca, care îi pot altera calitatea modului de dezvoltare armonioasă, mentală. Îl pot duce în situații de extremis în ceea ce privește atitudinea, sau îl pot șoca pur și simplu. Am văzut astfel de situații, de copii șocați. Deci iată că îmbătrânirea frumoasă începe cu felul în care ne creștem copiii. Așa este. Începe cu vârstele cele mai fragede. Dacă tot ne asumăm responsabilitatea de a avea copii sau de a dărui altora
ceea ce reprezintă experiență pentru noi sau educație, trebuie să o facem cu simț de răspundere. Eu spun totdeauna că tu ai spus la început că, într-adevăr, medicina este o artă. Eu așa o să-i spun întotdeauna. Medicina, dacă nu ar fi o artă, nu ar fi așa de frumoasă. Într-adevăr, arta este dublată de cunoaștere și de tot ce înseamnă viteza de a ține pasul cu dinamismul ei, ancorare în realitate. Deci trebuie să fii cu toate cele, cu toate arile asociative, corticale, trebuie să fii acolo. Trebuie să ai interes. Dar ceea ce este esențial este că în meseria noastră iubirea, de fapt, înseamnă conștiință. Conștiința înseamnă responsabilitate, de fapt. Și, cum spun eu, până la urmă, singurul nostru contract este cu conștiința noastră. Dacă nu avem conștiință, nu o să putem niciodată să facem bine ceea ce facem și nici să facem meseria asta ca pe o vocație. Din păcate, eu le spun tuturor, și studenților mei, și rezidenților mei, le spun totdeauna, dragii mei, dacă faceți vocație, dacă faceți o meserie vocațională, cum și tu faci, că și tu faci asta, dacă faceți o meserie vocațională, apoi înseamnă că asta face parte din viața voastră câte zile veți avea. Deci este modul vostru de viață, modul vostru de gândire, de abordare a problematicii complexe a vieții. Dacă nu faceți asta vocațional, e păcat. Mai bine vă orientați către altceva. Deci, altfel spus, în momentul în care îți alegi pe o profesie, cum ai dat exemplul nostru, profesia de medic, ești medic și noaptea în pat, și vara în vacanță, și de sărbători. E adevărat. Și întotdeauna. Dar nu poți să spui că ai programul până la două, pentru că așa este și pentru că niciodată nu poți să faci asta. Nu e ca un buton pe care să-l apeși și să începezi. Este exclus. Este un mod de viață. N-ai cum să... Luiza, am vorbit mai devreme despre factori de risc. Am vorbit despre profesie. Am vorbit despre stresul din profesie care câteodată ne face, cum discutam în emisiunile anterioare, să ne uităm prioritățile adevărate în viață. Spune-mi, te rog, există profesii care te predispun mai degrabă la uzură, la îmbătrânire decât altele? Este și profesia un factor de risc? Da, cum să nu, bineînțeles. În primul rând, profesia care predispune la uzură este profesia non-vocațională. Cine își alege o profesie pentru care poate inițial are un motiv anume să-și aleagă o carieră sau o profesie. Pentru bani, pentru siguranță economică, materială, pentru că sună bine, pentru că familia, în spirit tradiționalist, a împins pe cineva să urmeze o tradiție în familie. În momentul în care persoana care evoluează normal, pentru că toți evoluăm în viața noastră, nu mai suntem cei de acum 10 ani sau de acum 20 de ani, în momentul în care evoluăm și spiritual, bineînțeles, dar și emoțional și rațional, s-ar putea să ne trezim că suntem în fața unor profesii care nu ne mai satisfac. Și atunci, dacă ele nu ne mai satisfac, ele devin stresori majori în viața noastră. Profesiile care, însă, chiar dacă ne plac, da, e foarte greu de crezut că o profesie non-vocațională poate să streseze major pe cineva. În general, oamenii nu fac lucrurile așa cum și-ar fi dorit și tu bănuiesc că asculți istorii de viață cum le ascult și eu și știm foarte bine despre ce este vorba. În experiența mea și în ceea ce citesc în permanență, cam 10-15% din oamenii își aleg meserii sau fac meserii vocaționale. Marea majoritate a oamenilor au stresori în propria lor profesie. Și să nu uităm că profesia înseamnă că îți petreci sau ești obligat să-ți petreci peste 8-10 ore sau 12 ore pe zi făcând lucruri care, dacă nu-ți fac plăcere, devin stresori. Vocaționale. Ne referim strict la acele meserii pe care le faci mecanic, fără a pune suflet? Sau vorbim de anumite categorii de meserii în care nu ai cum să te implici? Hai să dăm câteva exemple, dacă vrei. Totdeauna spun... A nu se înțelege, de fapt, că în totdeauna momentul în care... spun că există, de exemplu, meseriile de tip static, meseriile de tip funcționăresc, da? În care lucrezi cu cifre și ești în permanență sub presiunea timpului să raportezi. Să aduni, să faci calcule, să mai puțin să găsești soluții, să execuți. Sunt meserii supuse stresului, fără putere de decizie, fără putere de implicare, deci nu ți se permite prin natura jobului să faci asta. Eu mă feresc să dau nume sau să vorbesc despre un anume tip de profesie, dar toată lumea înțelege despre ce vreau să spun acum. Sunt meserii care predispun într-adevăr la îmbătrânire cerebrală precoce.
Deci, practic, meserile cu cât care, inventezi exact, mai mult în meseria dar sunt și celelalte ta, cu cât ai meserii prilejul să fii mai creativ. Care, din păcate, beneficiază în sensul negativ de traume. Cum sunt meserile sportivilor de performanță, sporturile dure, boxul, rugby-ul, câteodată și fotbalul, meserii în care trauma craniocerebrală sau traumele constituie sau leziunile pe care le acumulezi într-un timp anume sunt factor major de risc în îmbătrânirea cerebrală ulterior, mai ales când este vorba despre traumă craniocerebrală, pentru că nu există o traumă petrecută vreodată care să implice acest organ absolut extraordinar care este creierul nostru, unde, în care să nu rămână leziuni după. Leziuni care poate sunt silențioase ani de zile, dar care, imagistic vorbind, cu tehnica actuală, pot să pună în evidență modificări în planul intim cortical, modificări care țin de îmbătrânire precoce. Și asta se întâmplă cu 10-15 ani înainte să apară o boală. Astăzi știm, se poate întâmpla și cu 20-25 de ani înainte. Asta ar fi o altă problemă. Stresorii cronici, traumele de sunt oameni care se consumă foarte mult, sunt meserii consumtive, sunt meserii în care trebuie să găsești soluții pentru alții, cum este și meseria noastră până la urmă. Chirurgii, intervenționiștii în sensul de dezvoltarea capacității de concentrare, care este nu doar capacitatea de concentrare și prezență a minții tale raționale și emoționale într-o intervenție chirurgicală care durează multe ore, dar și efortul fizic care dublează această participare a ta. Normal că sunt meserii consumtive, dar ele, chiar dacă sunt vocaționale, sunt consumtive pentru că uzează. Dar cel mai mult uzează faptul că nu poți să faci ceva care nu-ți place și nu ai hobby-uri sau plăceri pe care să le încurajezi. Și, din păcate, sau te rezum la a te duce acasă și a nu face nimic care să-ți facă ție plăcere sau nu ai curajul să știi, de fapt, cine ești și ce ți-ar face plăcere să faci. Uite, stau eu cu mine de vorbă așa și mă gândesc, dom'le, eu, până la urmă, dacă nu făceam asta, ce aș fi vrut să fac? Eu, sigur, o să-mi dau aceeași întrebare, că probabil că făceam tot medicină, că nu mi-am dorit niciodată altceva. Dar mă gândesc, dacă nu puteam să fac asta, să presupunem, da? Probabil că făceam o meserie în care trebuia să, o meserie cu valoare empatică, cu care să mă oblige la cunoaștere continuă și care să aibă legătură cu oamenii și cu nevoile lor. Probabil că tot asta făceam. Luiza, facem o scurtă pauză publicitară, revenim apoi cu discuția noastră despre cum prevenim și mai ales cum depistăm procesele de îmbătrânire cerebrală.